Șoferii care parchează fără drept pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități ar putea plăti amenzi de până la 10.000 de lei, iar mașina le poate fi ridicată, potrivit unui proiect legislativ susținut de parlamentari din toate partidele. Aceste măsuri fac parte dintr-un proiect legislativ inițiat de 28 de parlamentari din PSD, PNL, UDMR, ALDE, USR, PMP, minorități și neafiliați. Inițiatorii proiectului vor ca prin acest act normativ să ofere posibilitatea persoanelor cu dizabilități drepturi de a se bucura pe deplin la viața economică și socială. În prezent, amenda pentru ocuparea ilegală a locurilor de parcare destinate șoferilor cu dizabilități ajunge la 2.000 de lei. Proiectul de act normativ a fost pus în atenția deputaților pentru dezbatere. Pentru a intra în vigoare, proiectul are nevoie de votul favorabil al Parlamentului, de promulgarea președintelui Klaus Iohannis și de publicarea în Monitorul Oficial.